Capitolul 10. Cu siguranță că valorezi mai mult decât noi, tinere. Orgoliul tău poate sta liniștit. Dar peste 10 ani, chiar peste 5, o să-l mai prețuiești pe Tranmere, o să mai prețuiești și pe Lelia. Aceasta este o întrebare care merită atenție. Așa cum ești, te iubesc, o tinere poet. Să nu te înspăimânte acest cuvânt, nici să nu te încânte. Nu pretind că-ți ofer aici soluția problemei pe care o aștepți. Te iubesc pentru candoarea ta, pentru necunoașterea tuturor lucrurilor pe care eu le știu, pentru această mare tinerețe morală de care ești atât de grăbit să te dezbari, nesocotit ce ești. Te iubesc cu un alt sentiment decât cel pentru Tranmere, în pofida pasiunilor sale uriașe, în pofida complexităților firii sale superioare. Găsesc mai puțin farmec în discuțiile cu acest om decât în cele cu tine și o să-ți explic numai decât de ce o să-mi calc pe inimă să te părăsesc pentru el. Înainte de a continua povestirea mea, o să-ți răspund totuși la una din întrebări. De ce spui tu, acest om cu o voință atât de puternică nu și-a folosit forța pentru a-și înăbuși patima? De ce? Fericitule, Stenio. Dar cum îți imaginezi tu, mă rog, firea omului? La ce te aștepți tu din partea puterii sale? La ce te aștepți până la urmă de la tine însuți? Vai, Stenio, ești foarte nechipzuit când vii să te arunci în vârtejul nostru. Uite ce mă obligi să-ți spun. Oamenii care își înnăbușă pasiunile spre binele semenilor, aceia, vezi tu, sunt atât de rari încât eu n-am întâlnit decât unul singur. Am văzut eroi din ambiție, din dragoste, din egoism și mai ales din vanitate, din filantropie. Mulți s-au lăudat în fața mea, dar mințeau cu gura plină, ipocriții. Privirea mea tristă le străbătea sufletele până în străfunduri și acolo nu găsea decât vanitate. Vanitatea este, după dragoste, cea mai frumoasă pasiune a omului și, să știi, biet copil, că mai este și foarte rară. Avariția, orgoliul grosolan al distincțiilor sociale, desfrâul, toate apucăturile rele, chiar și trândăvia, pentru unii o pasiune sterilă, dar încăpățânată, iată ambițiile care îi pun în mișcare pe cei mai mulți oameni. Vanitatea, cel puțin, este ceva măreț prin efectele sale. Ea ne silește să fim buni prin pofta pe care o avem de a părea buni. Ea ne împinge până la eroism, căci într-atât este de plăcut să te vezi purtat în triumf, într-atât de puternice și de ingenioase sunt seducțiile popularității. Iar vanitatea este ceva care nu se mărturisește niciodată. Celelalte pasiuni nu pot înșela pe nimeni. Vanitatea se poate ascunde sub un alt cuvânt, pe care cei lesne de păcălit îl acceptă. Filantropia. O, Dumnezeul meu, ce prefăcătorie copilărească! Unde este acela, omul care preferă fericirea celorlalți în locul propriei sale glorii? Însuși creștinismul, care a produs o culme a eroismului pe această lume, creștinismul, te întreb, ce are la bază? Speranța recompenselor, un tron ridicat în cer. Iar cei care au conceput acest măreț cod de legi, cel mai frumos, cel mai cuprinzător, monumentul cel mai plin de poezie al minții omenești, cunoșteau atât de bine inima omului și vanitățile sale și micimea sa, încât și-au rânduit în consecință sistemul de făgăduieli divine. Citește scrierile apostolilor, o să vezi acolo că vor exista distincții în ceruri, diferite ierarhii de prea fericiți, locuri alese, o miliție organizată regulat cu grade și comandanții săi. Abil comentariul al acestor cuvinte ale lui Hristos. Cei din tâi vor fi cei din urmă și cei din urmă vor fi cei din tâi. Adevăr grăiesc vouă, cel care este cel mai neînsemnat pe pământ va fi cel mai mare în împărăția cerului. Revenind de ce Tranmere nu și-a folosit forța sa morală pentru a se înfrâna în folosul semenilor săi? Pentru că a înțeles greșit viața, pentru că egoismul său nu l-a sfătuit bine, pentru că în loc să urce pe scena unui teatru somptuos, a urcat pe cea unui teatru în bătaia vântului, pentru că în loc să se străduiască să declame moralități amăgitoare pe scena lumii și să joace roluri eroice, el s-a amuzat dând frâu liber vigorii mușchilor săi, făcând un tur de forță și riscându-și viața pe o sârmă de alamă. Iar această comparație nu sugerează încă mare lucru.
Saltimbacul își are vanitatea sa ca și tragecianul, dar și oratorul filantrop. Jucătorul nu o are, el nu este nici admirat, nici aplaudat, nici invidiat. Triumfurile sale sunt atât de scurte și atât de întâmplătoare încât nici nu merită osteneala să mai vorbim despre ele. Dimpotrivă, societatea îl condamnă, gloata îl disprețuiește, mai ales în zilele în care a pierdut. Tot șarlatanismul său constă în a nu-și pierde cumpătul, în a cădea cu decență în fața unor grupuri de alți interesați care nici măcar nu se uită la el, într-atât își concentrează mințile în altă parte, absorbiți cu totul. Dacă în grăbitele sale ceasuri de noroc găsește o oarecare plăcere în a-și satisface vulgarele vanități ale luxului, acesta este doar un atribut foarte scurt pe care îl plătește slăbiciunilor omenești. Curând, va sacrifica fără milă aceste bucurii copilărești de o clipă pentru activitatea care îi devorează sufletul, pentru această febră infernală care nu îi îngăduie să trăiască nici măcar o zi viața celorlalți oameni. Vanitate la el? Nu are timp de așa ceva. Are cu totul altceva de făcut. Oare nu are inima lui pe care s-o facă să sufere, capul lui pe care să-l năucească, sângele lui pe care să-l bea, carnea lui pe care s-o chinuie, aurul lui pe care să-l piardă, viața lui pe care s-o repună în discuție, s-o reconstruiască, s-o ucidă, s-o stoarcă, s-o rupă în fâșii, s-o riște deodată, s-o recucerească bucată cu bucată, s-o vâre în punga lui, s-o arunce pe masă în fiecare clipă? Întreabă marinarul dacă poate trăi pe uscat, întreabă pasărea dacă poate fi fericită fără aripi, întreabă inima omului dacă se poate lipsi de emoții. Jucătorul nu este, așadar, criminal în sine, ci poziția lui socială îl face aproape întotdeauna un criminal. Familia sa este cea pe care o ruinează sau o dezonorează, dar imaginează-ți-l izolat în lume, ca Tranmere, fără afecțiune din partea nimănui, fără rude destul de intime încât să fie luate în considerare, liber, lăsat în voia sa, satisfăcut sau înșelat în dragoste, și atunci o să-i deplângi greșeala, o să regreți în locul lui că nu s-a născut mai degrabă cu un temperament sangvin și vanitos decât cu un temperament biliar și sublimat. De unde ai ajuns tu la concluzia că jucătorul ar fi din aceeași categorie cu pirații și bandiții? Întreabă cârmuirile de ce își trag o parte din bogățiile lor dintr-o sursă atât de rușinoasă. Ei sunt singurii vinovați, fiindcă oferă neliniștii aceste îngrozitoare ispite și disperării aceste funeste resurse. Dar tot nu pricepi de ce îi găsesc scuze acestui om. Află că l-am întâlnit într-o bună zi, în culmea celor mai strălucite victorii ale sale, și i-am întors spatele cu dispreț. L-aș fi disprețuit încă și acum dacă nu și-ar fi ispășit pedeapsa. Să vedem dacă nu i-o vei ierta și tu când vei afla totul. Dacă dragostea pentru jocul de noroc nu este în sine la fel de rușinoasă ca majoritatea celorlalte înclinații, este totuși cea mai periculoasă dintre toate, cea mai nemiloasă, cea mai greu de stăpânit, cea a cărei consecințe sunt cele mai de plâns. Este aproape cu neputință ca jucătorul să nu se dezonoreze după vreo câțiva ani. Tranmere, după ce a îndurat multă vreme acest trai de cumplită neliniște și de spasme, cu eroismul cavaleresc care constituia temelia caracterului său, s-a lăsat în cele din urmă corupt, adică sufletul său, istovindu-se încetul cu încetul, în această luptă necontenită, a pierdut forța stoică pe care știuse să accepte prăbușirea, să-și îndure privațiunile unei îngrozitoare sărăcii, să reînceapă răbdător refacerea averii, uneori de la un singur bănuț, să aștepte, să spere, să meargă cu prudență, pas cu pas, să sacrifice o lună întreagă pentru a compensa pierderile dintr-o singură zi. Așa s-a desfășurat viața lui multă vreme. Dar, în sfârșit, sătul de suferință, a început să caute mai presus de voința sa, mai presus de virtutea sa, căci trebuie neapărat să o spunem, și jucătorul are o virtute a sa, mijloacele de a recâștiga mai repede valorile pierdute. Atunci s-a împrumutat, iar din momentul acela a fost pierdut. Mai întâi suferi îngrozitor când te trezești într-o situație lipsită de delicatețe, dar mai apoi nu-ți mai pasă nici de aceasta, cum nu-ți mai pasă de nimic. Te zăpăcești, te blazezi. Tranmere a procedat asemenea jucătorilor fără măsură. A devenit dăunător și periculos pentru prietenii săi. A strâns deasupra capetelor acestora norii răului, pe care multă vreme și i-asumase curajos deasupra capului său. A fost acuzat în justiție și a riscat onoarea.
apoi existența și onoarea celor apropiați, la fel cum își riscase bunurile. Șocul de noroc este îngrozitor prin faptul că nu îți dă, printre atâtea lecții și unele asupra cărora să revii, întotdeauna te cheamă la ordin. Aurul său, care nu se termină niciodată, este întotdeauna înaintea ochilor tăi. Te urmărește, te invită, îți spune, speră și uneori își ține promisiunile. Îți redă cutezanța, îți restabilește creditul, pare să-ți amâne dezonoarea, dar dezonoarea se instalează din ziua în care onoarea este de bunăvoie mizată. Cam prin această perioadă l-am cunoscut pe Tranmere și l-am disprețuit. Disprețul meu i-a făcut rău și a încetat să se mai împrumute de la prieteni, dar trebuia de asemenea să fie vindecat de patimă, iar aceasta probabil era mai presus de puterile sale. Atunci a recurs la acele deplorabile mijloace care încă mai susțin pentru o vreme existențele celor pierduți. S-a lăsat pe mâna cămătarilor și a ajuns, în alte câteva săptămâni, să acopere deficitele enorme la care îl aduseseră astfel de speculații. Dar, în cele din urmă, datoriile au crescut, norocul a scăzut, hidra cu 100 de capete a devenit din ce în ce mai amenințătoare. Într-o zi, Tranmere s-a trezit că nu mai are nicio para pe care să o arunce pe covorul infernal, nici măcar o para pe care să o pună zălog pentru milioanele pe care le datora. Mi-a spus că în ziua aceea i-a fost trimis un gând din cer, dar îngerul său rău i l-a înnăbușit în minte. S-a gândit la mine, la mine care nu eram prietena lui și care nu aveam dreptul să-i refuz ajutorul, la mine care îl rănisem în adâncul sufletului și pentru care simțea mai multă simpatie în această clipă de disperare decât pentru oricare altul dintre periculoșii săi tovarăși. Însă rușinea, sfetnic rău, a vorbit mai tare, n-a venit. Atunci, în acea zi a nenorocirii, avea să-l cucerească ușurința de a comite o infamie. Ocazia i-a întins brațele, l-a orbit cu murdarea de meniri, s-a împodobit cu oribile mreje și i-a venit de hac sufletului său rătăcit. Acest om, care nu voise niciodată să joace împotriva unui prieten care refuzase scrupulos să profite într-un joc de îndemânare sau de aranjament, acest om care, în afara unui local public, nu cetase niciodată tentației de a-și spolia apropiații, acest jucător de proporții, îndrăzneț, dar principial în felul său, care acceptase servicii de la alții, dar care, din recunoștință, nu voise niciodată să pună demonul hazardului între el și cei care l-ajutaseră, acest om care, în sfârșit, în clipa aceea se simțea prea mândru pentru a se duce să împrumute o sumă modică, s-a hotărât să comită o escrocherie, o escrocherie de 100 de franci împotriva unui bătrân milionar fraudulos și libertin, care nu-i făcuse niciodată vreun serviciu și care nu-și număra biletele de bancă pe care le-a zvârlat prostituatelor. În realitate, Stenio era o crimă cu mult mai mică pentru Tranmere față de toate cele pe care le comisese până atunci, inclusiv față de legile scrise. Îi chinuise pe oamenii cinstiți prin împrumuturile sale nemăsurate și acum îl jefuia de o modestă pomană pe un bogătaș vicios. Ei bine, tocmai acesta l-a pierdut mai grav decât restul. Frauda a fost descoperită, iar Tranmere a suferit 5 ani de muncă silnică. Capitolul 11. Într-adevăr, aceasta este o taină îngrozitoare și simt în inima mea o mare recunoștință pentru omul care nu se teme de a-mi o încredința. Mă stimezi așadar destul de mult, Lelia, iar el te stimează la rândul său, la fel de mult de vreme ce secretul acesta a ajuns de la el la mine în atât de puțin timp. Ei bine, iată că o legătură sfântă s-a stabilit între noi trei, o legătură de care, cu toate acestea, m-am temut, n-am să-ți ascund asta, dar pe care n-am dreptul să o desfac. În pofida tuturor precauțiilor tale de orator, Lelia, nu m-am putut împiedica de a mă simți zdrobit. Când mi-am amintit că mai devreme cu o oră de momentul în care îți citeam scrisoarea, îl văzusem pe acel om strângându-ți mâna, mâna ta pe care eu n-am îndrăznit niciodată să o ating și pe care n-am văzut încă să o ofer tu nimănui altcuiva decât lui, am simțit un fior de gheață cuprinzându-mi inima. Tu, să te aliezi cu acest om stigmatizat, tu, cea angelică, tu, cea adorată în genunchi, tu, sora imaculatelor stele și eu care am presupus o clipă că ai fi sora unui... Nu o să scriu acest cuvânt. Dar iată că ești mai mult decât sora lui. O soră nu și-ar fi făcut decât datoria iertându-l.
Tu ai devenit de bunăvoie prietena lui, mângâietoarea lui, îngerului. Te-ai îndepărtat spre el și i-ai spus, vino la mine, tu care ești blestemat, și eu o să-ți redau cerul pe care l-ai pierdut. Vino la mine, care sunt fără de pată și care o să-ți ascund noroiul cu mâna mea pe care ți-o întind. Ei bine, ești nobilă, Lelia, mai nobilă decât am gândit eu că ai fi. Fapta ta îmi face rău, nu știu de ce, dar ți-o admir, iar pe tine te ador. Ceea ce nu pot suporta este că acest om pe care îl urăsc și îl deplâng a îndrăznit să atingă mâna pe care i-ai oferit-o, că a avut orgoliul să accepte prietenia ta, sfânta ta prietenie, pe care cei mai mari oameni din lume ar implora-o cu umilință dacă ar ști cât valorează. Trenmore a primit-o, Trenmore o are și Trenmore nu-ți vorbește cu fruntea plecată în țărână. Trenmore rămâne în picioare în preajma ta și străbate alături de tine mulțimea uimită. El, care 5 ani a târât ghiuleaua de lanț, cot la cot cu vreun hoț sau cu vreun patricid. El, escrocul, ah, îl urăsc, dar nu-l mai disprețuiesc, nu mă dojeni. Că despre tine, Lelia, te plâng și mă plâng și pe mine, totodată, căci am fost discipolul și sclavul tău. Cunoști mult prea bine viața ca să fii fericită. Mai nădăjduiesc doar că nefericirea nu te-a acrit, că exagerezi răul. Încă mai resping această copleșitoare concluzie din scrisoarea ta, că oamenii cei mai buni sunt cei mai orgolioși și că eroismul este o himeră. Tu chiar crezi asta, sărmană, Lelia, sărmană femeie. Ești nefericită și te iubesc. Capitolul 12. Trenmore nu avea decât un singur mijloc să-mi câștige prietenia, să o accepte. Și a făcut-o. Nu s-a temut să se încreadă în făgăduierile mele, n-a considerat că această generozitate ar fi mai presus de puterile mele. În loc de a se arăta umil și șovăielnic în fața mea, el este calm, se sprijină pe delicatețea mea, nu stă în defensivă și nu presupune că l-aș putea umili, că l-aș putea face să simtă povara protecției mele. Acest bărbat are un suflet nobil cu adevărat și nicio prietenie nu m-a măgulit mai mult decât a sa. Tu nu îi mai disprețuiești caracterul, ci îi disprețuiești condiția, nu-i așa? Tânăr orgolios. Căci tu ești acela, îndrăznești să te ridici deasupra acestui om pe care l-a doborât o rovitură de trăsnet? Pentru că a fost temerar, pentru că s-a rătăcit printre obstacole? Îi reproșezi căderea? Îi întorci spatele atunci când îl vezi ieșind din prăpastie însângerat și zdrobit? Ah, tu, așa cum ești, aparții lumii. Îi împărtășești întru totul neînduplecatele prejudecăți, răzbunările egoiste. Când păcătosul mai stă încă drept, îl mai tolerezi, dar de îndată ce îl vezi la pământ, îl calci în picioare, aduni pietre și noroiul drumului pentru a face și tu cum face mulțimea, pentru că, păzându-ți cruzimea, ceilalți călăi să creadă în dreptatea ta. Ți-ar fi frică să-i arăți un pic de milă, căci s-ar putea interpreta greșit și s-ar putea crede că ești fratele său, prietenul victimei. Și dacă s-ar presupune că ești capabil de aceleași nelegiuiri, dacă se va zice despre tine, iată că acest om îi întinde mâna proscrisului. Oare nu este tovarășul lui de ticăloșie și de infamie? O, decât să stârnim astfel de vorbe, mai degrabă să-l lapidăm pe proscris, să-i punem călcâiul pe față, să-l terminăm odată. Să ne aducem contribuția la insulte, la oaltă cu mulțimea care îl blesteamă. Când hidoasa șaretă îl duce pe condamnat la eșafot, gloada se îmbulzește în jur pentru a copleși sub batjocuri această rămășiță de om care va muri. Faci tu ca gloata, Stenio. Ce s-ar zice despre tine în acest oraș în care și tu ești străin ca și noi, dacă ai fi văzut atingându-i mâna? S-ar crede poate că și tu ai fost la ochnă cu el. Decât să te expui la așa ceva, tinere, mai degrabă evită-l pe damnat. Prietenia celui damnat este periculoasă. Nespusa plăcere de a face bine unui nefericit este prea scump cumpărată cu blestemele mulțimii. Acesta este calculul tău? Acesta este sentimentul tău, Stenio? N-ai plâns și tu de fiecare dată când ai citit în istoria Angliei povestea acelei tinere fecioare, care văzându-l pe carul întâi mergând la moarte, și-a cruit drum prin înghesuiala curioșilor indiferenți și neștiind ce dovadă de afecțiune să-i dea, biată și naiva copilă ce era, i-a oferit un trandafir pe care l-avea în mână, un trandafir neprihănit și suav ca și ea, un trandafir pe care îl dăruise iubitul ei, poate, și care a fost singurul, ultimul semn de afecțiune și de milă primit de un rege pe drumul spre supliciu.
De asemenea, citind sublima poveste ale prosului din Aosta, n-ai fost emoționat de gestul firesc și simplu al naratorului care i-a întins mâna? Sărman lepros, care nu mai atinsese mâna vreunui seamăn atâția ani de zile și căruia i-a venit atât de greu să refuze această mână prietenească, dar pe care totuși a refuzat-o, de teamă să nu o lipsească de boala sa. Prin urmare, de ce s-o fi respins Trenmore pe a mea? Nefericirea este, oare, contagioasă ca lepra? Ei bine fie, să ne învăluie oprobiul goatei pe amândoi și Trenmore însuși să se dovedească ingrat. Eu să rămân cu Dumnezeu și cu inima mea și oare nu va însemna mai mult decât stima gloatei și recunoștința unui om? Să-i dai o cană cu apă celui însetat, să duci și tu puțin crucea lui Hristos, să ascunzi împurpurarea unei frunți acoperite de rușine, să întinzi un fir de iarbă unei piete furnici pe care torentul nu va șovăi să o înghită. Toate acestea sunt binefaceri mărunte. Și cu toate astea, opinia publică de la noi ni le interzice sau ni le contestă, rușine să ne fie. Nu putem face un gest de bine fără să ne fie înnăbușit ori contestat de dinainte. Copiii sunt învățați să fie înfumurați și nemiloși, iar aceasta este numită onoare. Blestem pe capul nostru al tuturor. Ei bine, dacă ți-aș spune că, departe de a-mi socoti purtarea, ca pe un act de milă creștinească, simt față de acest om care a făcut 5 ani de ocnă, un soi de respect entuziast, dacă ți-aș spune că, așa cum îl vezi, zdrobit, veștejit, pierdut, eu îl găsesc situat pe o treaptă mai înaltă a vieții morale decât pe oricare dintre noi toți, ai idee cum și-a îndurat nefericirea? Tu ai fi fost ucis, cu siguranță, tu, cu mândria ta, n-ai fi acceptat pedeapsa infamie. Ei bine, el s-a supus, a considerat că pedeapsa era dreaptă, că o meritase, nu atât pentru fapta frauduloasă la care îl împinsese disperarea, cât pentru răul pe care îl făcuse fără a suferi vreo consecință, timp de mai mulți ani la rând. Și, întrucât meritase această pedeapsă, a vrut să o suporte și a suportat-o. A trăit 5 ani cu tărie și răbdare printre abjecții săi tovarăși. A dormit pe lespedea de piatră alături de patricid. Și-a întins spatele în tăcere spre biciul gardianului ocnașilor. A îndurat privirile curioșilor. A trăit 5 ani în această cloacă printre acele bestii feroce și veninoase. A suferit disprețul celor din urmă scelerați și dominația celor mai lașe iscoade. A fost ocnaș, acest om care fusese atât de bogat, atât de voluptos, uneori, acest om cu moravuri rafinate și cu sensibilități poetice, un artist și un vârf al eleganței, cel care plutise pe apele frumoasei Veneții, înconjurat de femei, de parfumuri și de cântece, în iutea sa gondolă, cel care câștiga premii la Newmarket și sleia în cursele sale nebune și aventuroase cei mai frumoși cai arabi, celui care dormise sub celul Greciei ca Byron, acestui om care nu ratase nimic din viața de lux și de plăcere sub toate aspectele, i-a fost dat să se călească, să reîntinerească și să regenereze la ocnă. Iar din această hazna infectă, în care încă mai găsesc mijloace de a se parveni tatăl care și-a vândut fiicele și fiul, care și-a violat și otrăvit mama, ocna din care unii ies desfigurați și târându-se ca dobitoacele, Trenmore a ieșit în picioare, calm, purificat, palid precum îl vezi, dar încă frumos ca o adevărată creație a lui Dumnezeu, ca lumina pe care divinitatea o proiectează pe fruntea omului care gândește. Capitolul 13. Lacul era liniștit în seara aceea, calm ca ultimele zile de toamnă când vântul iernii încă nu îndrăznește să tulbure apele muți și când gladiolele trandafirii de pe mal abiau adormit, legănate de molaticile unduiri. Aburi palizi mușcau nepăsători din contururile ascuțite ale muntelui și, prostogolindu-se pe unde, păreau să împingă orizontul înapoi, sfârșind prin a-l șterge cu desăvârșire. Atunci, fața lacului păru că devine la fel de nemărginită ca a mării. Niciun obiect vesel sau ciudat nu se mai zărea în vale. De acolo dispăru orice distracție cu putință, orice senzație stârnită de imaginile exterioare. Reveria deveni solemnă și profundă, nedeslușită precum lacul acoperit de pâclă, nesfârșită precum cerul fără hotar. Nu mai existau în natură decât cerurile și omul, sufletul și îndoiala. Silueta înaltă a lui Trenmore, care stătea în picioare la cârma bărcii, înfășurat într-o mantie întunecată, se desena clar în aerul albastru al nopții. Își ridică fruntea largă și gândurile pătrunzătoare către cerul supărat pe el atât de multă vreme. Stenio,
îi zise el tânărului poet, n-ai putea vâsli mai încet și să ne lași să ascultăm mai în voie zgomotul armonios și proaspăt al apei tulburate de rame? Ține ritmul, poetule, ține ritmul. Este la fel de frumos și la fel de important ca și cadența celor mai iscusite versuri. Acum e mai bine. Auzi și tu muzica tânguitoare a apei care se sparge și se despică? Auzi și tu aceste firave picături ce cad una după alta, murind în urma noastră precum scurtele note subțiate ale unui refren care se îndepărtează? Mi-am petrecut în același fel multe ceasuri, adăugă Tranmere, așezat pe țărmul mărilor liniștite, sub frumosul cer al Mediteranei. Ascultam tot așa de încântat mișcarea bărcilor la picioarele meterezelor noastre. Noaptea, în acea îngrozitoare tăcere a nesomnului de dinainte, de vuietul muncii și al blestemelor infernale ale durerii, zgomotul slab și tainic al valurilor care loveau în zidul temniței mele reușeau întotdeauna să-mi aducă pacea sufletească. Și mai târziu, când m-am simțit la fel de puternic ca și destinul meu, când sunetul meu oțelit nu mai era nevoit să ceară ajutor puterilor exterioare, acest zgomot blând al apelor venea să-mi lege nevisările și mă cufunda într-un extaz încântător. În clipa aceea, un pescăruș cenușiu traversă lacul și, pierzându-se în ceață, îi atinse îndreacăt pletele umede ale lui Tranmere. Încă un prieten, zise ocnașul, încă o amintire plăcută. Când mă odihneam pe plajă, neclintit precum dalele portului, aceste păsări călătoare, confundându-mă uneori cu vreo statuie neînsuflețită, se apropiau de mine și mă priveau lung, fără frică. Erau singurele ființe care nu voiau să-mi dovedească nici repulsia, nici disprețul lor. Ele nu-mi înțelegeau chinul, nu-mi-l reproșau. Iar când făceam vreo mișcare, își luau zborul. Ele nu vedeau că aveam un lanț la picioare, că nu le puteam urmări, nu știau că sunt un ocnaș. Fugeau așa cum ar fi făcut-o în fața oricărui om. Visătorule, zise tânărul către ocnaș, spune-mi, de unde a găsit sufletul tău de bronz forța să îndure primele zile dintr-o asemenea existență? N-o să-ți spun, Stenio, fiindcă nu mai știu. În zilele acelea nu mă mai simțeam, nu mai trăiam, nu mai înțelegeam nimic. Dar când am priceput cât de groaznic era ceea ce mi se întâmpla, am simțit și că am forța de a rezista. Lucrul de care mă temusem fără să-mi dau prea bine seama fusese o viață larvară și monotonă. Când am văzut că era de muncă acolo o trudă crâncenă, în zile de foc și în nopți înghețate, lovituri, înjurături, răcnete, marea imensă înaintea ochilor, piatra de neclintit a coșciugului sub picioare, relatări care te îngrozeau auzindu-le și suferințe care te înfiorau văzându-le, am înțeles că puteam trăi, pentru că puteam lupta și îndura. Pentru că, zise Lelia, sufletul tău mare are nevoie de senzații violente și de stimulente fierbinți. Dar spune-ne, Tranmere, cum ți-ai dobândit liniștea, căci până la urmă, așa cum ne-ai mai amintit adineaori, ți-ai regăsit pacea interioară chiar în sânul acestei vizuini și, de fapt, toate senzațiile slăbesc dacă sunt obligate să se repete. Pacea interioară, zise Tranmere, ridicând spre cer privirea sa sublimă. Pacea interioară este cea mai mare binefacere a divinității, este viitorul spre care tinde neîncetat sufletul nemuritor, este beatitudinea însăși. Pacea interioară este Dumnezeu. Ei bine, eu am găsit-o la ocnă. Fără ocnă n-aș fi înțeles niciodată taina destinului omenesc, niciodată n-aș fi gustat-o eu, jucătorul, eu, omul fără credință și fără scop, obosit de o viață din care căutam în zadar o scăpare, amețit de o libertate cu care nu știam ce să fac, nefolosindu-mi timpul să meditez la aceasta. Într-atât eram de grăbit să gonesc din urmă orele și să scurtez plictisul existenței. Aveam nevoie de a mă descotorosi pentru o vreme de propria voință și de a cădea în puterea unei voințe oarecare, dușmănoase și brutale, care să mă învețe să o prețuiesc pe-a mea. Acest surplus de energie care s-ar fi cramponat de pericolele și de ostenelile vulgare ale vieții legiuite, s-a potolit în sfârșit când a trebuit să se lupte cu necazurile traiului de ispășire. Aș îndrăzni să zic că energia mea a ieșit întrucâtva victorioasă, dar victoria a adus după sine mulțumirea și îndestularea ei solitară. Pentru prima oară în viața mea am cunoscut plăcerile somnului atât de depline, atât de voluptoase la ocnă,
pe cât de rare și de neîntrerupte îmi fuseseră în sânul vieții de lux. La ochi am învățat cât valorează respectul de sine, căci, departe de a mă simți umilit în contactul cu toate acele existențe blestemate, comparând lașa lor obrăznicie și mânia lor posomorâtă cu resemnarea calmă care era în mine, am crescut în proprii mei ochi și am îndrăznit să cred că ar fi putut să existe o oarecare comunicare slabă și îndepărtată între cer și omul curajos. În zilele mele de febră și de cutezanță, nu reușisem niciodată să nădăjduiesc la așa ceva. Pacea interioară a dat naștere acestei gândiri regeneratoare și, puțin câte puțin, a prins rădăcini în mine. Am ajuns în cele din urmă să-mi înalț dintr-o dată sufletul spre Dumnezeu și să mă rog la El fierbinte și plin de încredere. Și câte râuri de bucurie au curs atunci în acest biet suflet pustiit. Cum au devenit făgăduierile divinității umile și mărunte și milostive pentru a coborâ până la mine și a se înfățișa slabelor mele simțuri. Atunci am înțeles misteriosul simbol al cuvântului divin, care s-a făcut om pentru a învăța și a-i mângâia pe oameni. Și toată această mitologie creștină atât de sensibilă și atât de plină de iubire, aceste raporturi între cer și pământ, aceste minunate efecte ale spiritualismului care îi deschide în sfârșit omului nefericit un viitor de speranță și de consolare. O, Lelia! O, Stenio! Și voi credeți în Dumnezeu, nu-i așa? Întotdeauna, răspunse Stenio. Aproape întotdeauna, răspunse Lelia. Și apoi, zise Tranmere, odată cu credința mi s-a revelat și o altă facultate morală, o altă binefacere cerească, poezia. Printre furtunile vieții mele din trecut, acest sentiment mi-a atins întreagă-ți simțurile. I-am înțeles pe marii poeți cu care am făcut cunoștință, ceea ce a însemnat probabil mult pentru un om atât de avid și atât de incapabil de a se înțelege pe sine, cum eram eu pe atunci. Pacea sufletului a dat naștere poeziei, la fel cum dăduse naștere ideii unui Dumnezeu prieten. Ce de comori mi-ar fi rămas pe veci necunoscute fără binefacerea acestor 5 ani de penitență și de reculegere. Agonia Ocnei a însemnat pentru mine ceea ce ar fi însemnat pacea unei mănăstiri pentru un suflet mai blând și mai suplu. Mi-am dorit adeseori singurătatea. În zilele de neliniște și de remușcare stearpă, încercasem să fug de prezența omului, dar zadarnic cutreieram o parte din lume, singurătatea mă ocolea. Omul sau inevitabilele sale influențe sau puterea lui despotică asupra întregii creații mă urmăriseră până în inima deșertului. La Ocna am găsit această solitudine atât de prețioasă, căutată înainte fără succes. În mijlocul tuturor acelor vicioși și criminali înzdrențe care răgneau în jurul meu, mi-am regăsit eu refugiul și liniștea. Acele voci îmi răneau cel mai mult urechile, căci niciuna nu ajungea până la sufletul meu. Între mine și oamenii aceia nu exista nicio afinitate morală. Relațiile mele cu ei mă îndepărtau mai mult decât libertatea mea fizică și am reușit să exist complet în afara vieții materiale. Acolo se află singura libertate, acolo se află singura izolare posibilă pe pământ. În acea pace interioară, în mijlocul acelei solitudini, inima mea s-a deschis către frumusețea naturii. Odinioară, admirației mele blazate nu-i fuseseră suficiente nici cele mai frumoase meleaguri de sub soare. Acum, o palidă rază printre doi nori, o tânguire melodioasă a vântului pe plajă, freamătul valurilor, strigătul melancolic al pescărușilor, cântecul îndepărtat al vreunei fete, mireasma unei flori crescute cu mare greutate în crăpătura unui zid, însemnau pentru mine desfătări intense, comori cărora le cunoșteam prețul. De câte ori n-am contemplat cu încântare printre gratiile dese ale unei ferăstruici din zid, scena imensă și grandioasă a mării tumultoase, plimbându-și hula zvârcolitoare și lungile sale lame de spumă de la un orizont la altul cu viteza fulgerului. Cât era de frumoasă atunci marea aceea încărcată într-o ramă îngustă de bronz, cu cât nesaț cuprindea ochiul meu, lipit de deschizătura deloc generoasă, imensitatea priveliștii desfășurate înaintea mea. Ei, și nu mi-aparținea mie în întregime marea aceea pe care privirea mea putea să o îmbrățișeze, în care gândurile mele erau libere și hoinare, mai iuți, mai suple, mai capricioase, în zborul lor fantastic,
decât rândunelele care, cu aripi negre și mari, atingeau spuma valurilor și, lăsându-se legănate, adormite de vânt? Ce-mi păsa atunci de temniță și de lanțuri? Imaginația mea călărea pe furtună ca umbrele evocate de harfa lui Ossian. Mai târziu, cu o corabie ușoară, am străbătut acea mare pe care sufletul meu se plimbase de nenumărate ori. Ei bine, mi s-a părut mai puțin frumoasă, mărturisesc. Vântul era leneș și greoi pentru gustul meu, valurile aveau reflexe mai puțin sclipitoare, ondulări mai puțin grațioase. Deasupra, soarele se ridica mai puțin pur și apunea mai puțin sublim. Marea pe care pluteam în momentul acela nu mai era marea care îmi legănase visurile, marea care mi-a aparținuse numai mie și de care mă bucurasem numai eu în mijlocul sclavilor înlănțuiți. Și acum, îi zise Stenio, ce viață duci? Care sunt plăcerile tale? Oameni ca tine au nevoie de atât de puțin din viața materială, încât tu nu te bucuri, văd eu, de avantajele îndestulării și ale libertății, de tot ceea ce un altul în locul tău s-ar fi grăbit să savureze pendelete după o atât de aspră abstinență. Aș da dovadă de orgoliu, spuse Tranmere, și mai rău încă, de trufie prostească, dacă aș spune că am rămas rece întorcându-mă la toate aceste bunuri atât de multă vreme pierdute. V-am mai povestit prin ce concurs de evenimente aventuroase, după ce călătorii, lucrări și activitate bine condusă, am ajuns să mă achit față de creditorii mei și să-mi asigur pentru tot restul zilelor mele ceea ce se numește bunăstare. Această condiție înaltă de existență îmi era mai puțin necesară decât majorității oamenilor, obișnuit cu mizeriile sclaviei și apoi cu acela ale vieții rătăcitoare, aș fi putut accepta, ca pe o binefacere din partea providenței, o colibă primitivă la periferia vreunei așezări noi, trăind doar din ceea ce mi-oferea natura și din roadele muncii mele. Nepăsător la viitorul meu social, l-am lăsat în voia întâmplării și, așa cum l-a croit întâmplarea, eu l-am primit cu recunoștință. Astăzi sunt probabil cel mai fericit dintre oameni, pentru că trăiesc fără planuri și fără dorințe. Pasiunile stinse în mine mi-au lăsat o imensă moștenire de amintiri și cugetări, de unde extrag în fiecare clipă senzații triste și plăcute. Trăiesc alene și fără eforturi, ca un convalescent după o boală crâncenă. N-ați simțit și voi această toropeală încântătoare din suflet și din trup, după niște zile de delir și de coșmar? Zile lungi și grăbite, deopotrivă în care, devorat de vise, sleit de senzații incoerente și bruște, nu-ți mai dai seama de mersul timpului și de succesiunea nopților și a zilelor? Atunci, dacă ați ieșit din această dramă fantastică în care ne azvârle febra pentru a reintra în viața tihnită și leneșă, în idila și în plimbările plăcute sub soarele călduț, printre plantele pe care le lăsaserăți abia înmugurite și le găsiți în floare, dacă ați mers cu pas încet, încă slăbit de-a lungul părâului nepăsător și liniștit, ca voi înșivă, dacă ați ascultat vag toate aceste zgomote ale naturii pierdute și aproape uitate, atât de multă vreme pe un pad de suferință, dacă ați surâs la cântecul unei păsări și la parfumul unui trandafir, ca la niște lucruri rare și noi, dacă v-ați reluat viața blând, prin toți porii și prin toate senzațiile, una câte una, veți putea înțelege ce a însemnat odihna, în sfârșit, după furtunile vieții mele. Trebuie să mărturisesc totuși că uneori mi-am făgăduit de la această viață nouă mai multă fericire decât mi-a dăruit în realitate. Imaginația omului este croită astfel încât să găsească desfătări dincolo de prezent sau dincoace de el. Când eram sclav, simțeam o vie bucurie în sentimentul de speranță și în visele spre viitor. Când am fost liber, mi-a trebuit să caut aceste bucurii făgăduite în amintirea sclaviei, în visele despre trecut. Ei bine, și acestea sunt plăcute, aceste suferințe nedeslușite ale sufletului care caută, așteaptă, dorește, care se ignoră pe sine însuși, care construiește minunile vieții viitoare și redescoperă ruinile vieții deja scurse, aceste aspirații tandre și triste către un bine necunoscut care niciodată nu se lasă atins și niciodată nu se epuizează, toate acestea reprezintă viața sufletului. Nefericiți aceia care le nesocotesc și care se ambiționează pentru bunurile pământești. Aceste bunuri sunt nestatornice și capricioase, lipsesc adesea, îți scapă neîncetat. În inima omului visurile nu lipsesc niciodată, așteptarea și amintirea sunt comori întotdeauna la îndemână.
Tranmere căzu într-o adâncă visare, iar tovarășii săi îi imitară tăcerea. Frumoasa Lelia privea urma bărcii pe apă, unde oglindirea stelelor tremurătoare făcea să alerge firișoare subțiri de aur viu. Stenio, cu ochii pironiți asupra Leliei, nu o mai vedea decât pe ea în tot universul. Când briza care începuse să se ridice în frisoane neașteptate și rare îi aducea peste obraz câte o șuviță din părul negru și inelat al Leliei sau ciucuri eșarfei sale, Stenio fremăta ca apele lacului, ca trestia de pe mal. Apoi briza se oprea dintr-o dată ca răsuflarea din urmă a unui piept care suferă. Părul Leliei și faldurile eșarfei cădeau din nou la pieptul ei, iar Stenio căuta în zadar o privire în acei ochi, al căror foc știa atât de bine să pătrundă tenebrele, când Lelia binevoia să fie femeie. Oare la ce se gândea Lelia în timp ce privea în urma bărcii pe apă? Briza împrăștiase ceața. Deodată Tranmere zări la numai câțiva pași înaintea lor arborii de pe mal și, spre orizont, luminile roșietice ale orașului. Suspina adânc. Cum așa? Zise el. Deja? Pâsleși prea repede, Stenio. Mi-ai smuls dintr-o foarte dragă iluzie. Ceața aceasta mă înșela. Zgomotul vâslelor, răcoarea serii și mai ales pacea religioasă din mine mă făceau să cred că mă aflu încă la ocnă. Capitolul 14. Câteva ore mai târziu, se aflau la balul bogatului muzician Spuela. Tranmere și Stenio intraseră sub cupolă și, din fundul acelei rotonde goale și sonore, își plimbau privirile peste marile săli pline de mișcare și larmă. Dansatorii se roteau în cercuri capricioase, sub lumânările care păleau, florile mureau în aerul rarefiat și obosit, sunetele orchestrei se stingeau sub bolta de marmură și, prin aburii încinși ai balului mascat, personaje triste și frumoase se perindau încoace și încolo în veșmintele lor de sărbătoare. Dar, deasupra acelui tablou bogat și amplu, deasupra acelor nuanțe strălucitoare, atenuate de nedeslușitul profunzimii și de greutatea atmosferei, deasupra acelor măști bizare, a podoabelor sclipitoare, a cadrilurilor vioaie și a grupurilor de femei tinere ce râdeau, deasupra mișcării și a zgomotului, deasupra tuturor, se înălța impresionanta figură izolată a Leliei. Sprijinită de o stelă antică de bronz, pe treptele amfiteatrului contempla și ea, de asemenea, balul. Și ea îmbrăcase un costum caracteristic, dar alesese unul nobil și sumbru, ca ea. Avea o rochie sobră, deși de o sobrietate căutată și paloarea, seriozitatea și privirea profundă a unui tânăr poet de altă dată, de pe vremea când timpurile erau poetice și când poezia nu era înghiontită de mulțime. Părul negru al Leliei, pieptănat pe spate, lăsa descoperită acea frunte pe care degetul lui Dumnezeu părea să fi pus pecetea unei misterioase nefericiri și pe care privirea tânărului Stenio o interoga neîncetat cu neliniștea cârmaciului atent la cea mai mică suflare de vânt și la aspectul celor mai subțiri nori pe un cer senin. Mantia Leliei era mai puțin întunecată, mai puțin catifelată decât ochii ei mari, încoronați de sprâncene expresive. Albeața mată a obrazului și a gâtului său se pierdea în aceea amplului guler plisat și scrobit, iar respirația rece a pieptului ei de nepătruns nu ridica nici satinul negru al pieptarului, nici cele trei șiraguri ale lanțului de aur. "Privește-o pe Lelia," îi zise Tranmere cu un sentiment de calmă admirație, în vreme ce inima tânărului bătea cu putere, gata să iasă din piept. "Privește această siluetă grecească, zveltă, sub aceste veșminte luate din Italia cu cernică și pasionată, această frumusețe antică pentru care arta statuară a pierdut șansa de a-i crea tiparul cu expresia de reverie profundă a secolelor filozofice, aceste forme și aceste trăsături atât de bogate, acest lux al alcătuirii exterioare, căreia doar un soare homeric i-ar fi putut crea tipurile. Acum, uită-te, privește-ți, spun, această frumusețe trupească și îți va fi de ajuns pentru a băga de seamă că are o mare energie și că lui Dumnezeu i-ar fi plăcut să o înzestreze cu toată forța intelectuală a epocii noastre. Se poate închipui ceva mai desăvârșit decât Lelia, astfel îmbrăcată, așezată și visând? Este marmura fără pat a Galateei,
cu privirea divină a lui Tasso, cu surâsul amar al lui Alighieri, este atitudinea destinsă și cavalerească a tinerilor eroi al lui Shakespeare. Este Romeo, sensibilul îndrăgostit. Este Hamlet, palidul și asceticul vizionar. Este Julieta în pragul morții, ascunzând în sân otrava și amintirea unei iubiri frânte. Cele mai mari nume ale istoriei, ale teatrului și ale poeziei le-ai putea înscrie pe acest chip, a cărui expresie rezumă totul, deoarece condensează totul. Tânărul Rafael ar fi putut cădea în această contemplare extatică, în timp ce Dumnezeu îi înfățișa un ideal virginal de femeie. Corin, murind, s-ar fi cufundat în această atenție sumbră, în timp ce ar fi ascultat ultimele sale versuri recitate la Capitoliu de o tânără fecioară. Pajul mut și misterios al Larei s-ar fi închis în această izolare disprețuitoare față de mulțime. Da, Lelia reunește toate aceste însușiri ideale pentru că ea reunește genul tuturor poeților, măreția tuturor eroismelor. Ei putea da Leliei toate aceste nume, dar cel mai plăcut, cel mai armonios dintre toate înaintea lui Dumnezeu ar fi tot cel de Lelia. Lelia, sub a cărei frunte luminoasă și pură, într-al cărei piept larg și suplu sunt cuprinse toate marile idei, toate sentimentele generoase, religie, entuziasm, stoicism, milă, perseverență, durere, caritate, iertare, candoare, îndrăzneală, dispreț pentru viață, inteligență, activitate, năzuință, răbdare, totul. Totul până la slăbiciunile nevinovate, până la ușurătățile sublime ale femeii, până la nepăsarea schimbătoare care este, probabil, cel mai dulce privilegiu al său și seducția sa cea mai puternică. Totul în afară de iubire, vai, zise Stenio. Așadar este adevărat, nu ai numit și iubirea, Tranmere. Tu care o cunoști pe Lelia, nu ai numit și iubirea. Ei bine, dacă-i pe așa, ai mințit. Lelia nu este o ființă desăvârșită, este un vis așa cum omul îl poate crea grațios, sublim, dar din care lipsește mereu ceva necunoscut, ceva care nu are un nume și pe care un nor ni-l ascunde mereu, ceva care este dincolo de ceruri, ceva spre care tindem neîncetat fără a reuși vreodată nici să-l atingem, nici să-l ghicim, ceva adevărat, perfect, imuabil. Probabil Dumnezeu, poate că Dumnezeu se numește acel ceva. Ei bine, revelația acestui ceva îi lipsește spiritului omenesc. Pentru a-l înlocui, Dumnezeu i-a dăruit iubirea, mică scânteie desprinsă din focul din cer, sufletul universului perceptibil de către om, această scânteie divină, această răsfrângere a preanaltului, fără de care și cea mai frumoasă creație este lipsită de valoare, fără de care frumusețea nu este decât o imagine lipsită de viață. Iubirea, Lelia nu o are. Ce este așadar Lelia? O umbră, un vis, o idee cel mult. Recunoaște, acolo unde nu există iubire, nu există femeie. Și crezi tu, îi zise Tranmere, fără a-i răspunde la ceea ce Stenio spera să fie luat ca o întrebare, crezi tu, de asemenea, că acolo unde nu mai există iubire, nu mai există nici bărbat? O cred din tot sufletul meu, strigă băiatul. În cazul acesta, și eu sunt mort, zise Tranmere surâzând, căci nu simt iubire pentru Lelia și dacă Lelia nu mi-o inspiră, atunci care alta să aibă această putere? Ei bine, copile, sper să te înșeli și că se întâmplă cu iubirea la fel ca și cu restul pasiunilor. Eu cred că abia acolo unde se sfârșește iubirea începe omul. În momentul acela, Lelia coborâ treptele și veni către ei. Maestuozitatea plină de tristețe care o înconjura pe Lelia ca o aură, o izola în mijlocul lumii aproape întotdeauna. Era o femeie care, în public, nu se lăsa niciodată pradă propriilor impresii. Se ascundea în intimitatea sa pentru a râde de viață, dar o traversa cu o neîncredere dușmănoasă și își făcea apariția în mijlocul ei cu o înfățișare rigidă pentru a se ține departe, pe cât posibil, de contactul cu societatea. Cu toate acestea, îi plăceau petrecerile și reuniunile publice. Venea la ele căutând un spectacol. Venea să viseze aici, singuratică în mijlocul mulțimii. Fusese nevoie ca mulțimea să se obișnuiască să o vadă planând asupra ei și obținând pe seama ei impresii, fără ca vreodată să-i comunice nimic din ale sale. Între Lelia și mulțime nu exista un schimb.
Dacă Lelia îngăduia câteva mute simpatii, refuza totuși să le inspire, căci ea nu avea nevoie de așa ceva. Mulțimea nu înțelegea acest mister, dar era fascinată și, în vreme ce căuta să scadă valoarea acestui destin necunoscut, a cărui independență o jignea, se dădea la o parte înaintea ei cu un respect instinctiv înrudit cu teamă. Bietul poet tânăr, de care ea era iubită, înțelegea ceva mai bine cauzele puterii Leliei, deși nu voia încă să și le mărturisească. Uneori ajungea atât de aproape de tristul adevăr pe care îl tot căuta și îl tot refuza, încât simțea un soi de oroare pentru Lelia. I se părea atunci că Lelia era blestemul său, demonul său, geniul său rău, cel mai periculos dușman pe care îl avea pe lume. Văzând-o cum venea astfel către el, singură și gânditoare, resimți parcă o ură față de această ființă care nu aparținea naturii, prin nicio legătură evidentă, fără a-i trece prin minte, nesocotitul, că ar fi suferit cu mult mai mult dacă ar fi văzut-o vorbind însuflețit și surâzând. "Tu ești aici," îi zise el pe un ton sec și amar, ca un cadavru care și-a deschis sicriul și a venit să se plimbe printre cei vii. "Iată, lumea se îndepărtează de tine, îi este teamă să-ți atingă din soliul, cu greu îndrăznește să te privească în ochi. Tăcerea spaimei plutește în jurul tău ca o pasăre de noapte. Mâna ta este rece a idoma marmurei din care ai fost creată." Lelia nu îi răspunse decât printr-o privire stranie și un surâs glacial. Apoi, după un moment de tăcere, "Aveam o părere cu totul diferită adineaori," zise ea. "Vă consideram pe toți morți, în timp ce eu, vie, vă treceam în revistă. Îmi spuneam că există ceva straniu și lugubru în născocirea acestor baluri mascate. Nu este foarte trist, de fapt, să reînvii astfel veacurile care nu mai sunt și să le silești să distreze secolul actual? Aceste costume din vremurile trecute, care ne înfățișează generații stinse, nu sunt oare, în mijlocul veției unei petreceri, o lecție înfiorătoare ce ne aduce aminte de scurtimea zilelor omului? Unde sunt mințile pasionate care clocoteau sub aceste berete și sub aceste turbane? Unde sunt inimile tinere și alerte care palpitau sub aceste pieptare de mătase, sub aceste corsaje brodate cu aur și perle? Unde sunt femeile trufașe și frumoase care își drapau pe umeri aceste stofe grele, care își acopereau bogatele pieptănături cu aceste juvaieruri gotice? Vai, unde sunt acești regi de o zi, cei care au strălucit ca noi astăzi? S-au dus fără să se gândească la generațiile de dinaintea lor, fără să se gândească la cele care aveau să le urmeze, fără să se gândească nici măcar la generația lor, care se acoperea cu aur și parfumuri, care se înconjura de lux și de cântări, așteptând frigul sicriului și uitarea mormântului." "Se odihnesc după ce au trăit," zise Tranmere. "Fericiți cei ce dorm în pacea Domnului." "Se pare că mintea omului este destul de săracă," reluă Lelia, "iar plăcerile sale destul de goale. Se pare că bucuriile simple și ușoare se trec destul de repede pentru el, întrucât în străfundurile lui, dincolo de veselie și fast, se întâlnește întotdeauna o teribilă impresie de tristețe și de groază. Iată aici un om bogat și voios, un fericit al lumii acesteia care, pentru a se ameți și a uita că zilele sale sunt numărate, nu găsește nimic mai bun de făcut decât să dezgroape rămășițele pământești ale trecutului, să își îmbrace oaspeții în livrerele morților și să pună să danseze în palatul său fantomele strămoșilor." "Sufletul tău este trist, Lelia," spuse Tranmere. "S-ar zice că aici numai tu singură te temi să nu mori la rândul tău."